asocierii Republica Moldova, Uniunea Europeană, prima oară în calitate de țară candidat la aderare în Uniunea Europeană. În ciuda crizelor multiple cu care s-a confruntat țara, progresele noastre au fost apreciate foarte înalt. Am convenit asupra acțiunilor ce urmează să le realizăm pentru a lansa până la spinele acestui an negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Oamenii din țara noastră merită să se bucure de toate beneficiile integrării în UE, de care au fost lipsiți timp de 30 de ani. Locuri de muncă cu salarii decente, educație și servicii de sănătate de calitate, infrastructură dezvoltată și, cel mai important, siguranța în ziua de mâine. La Bruxelles am avut întâlniri cu președinții Comisiei Europene, a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, cu vicepreședinți, comisari și europarlamentari. Ca de fiecare dată m-am convins că Republica Moldova are mulți prieteni la Bruxelles și suntem așteptați în Uniunea Europeană cu brațele deschise. Dacă guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție. Am preluat guvernarea cu un mandat anticorupție, pro-dezvoltare și pro-european, într-o perioadă în care schemele de corupție acaparaseră toate instituțiile, iar oligarhii se simțeau de neînvins. Am fost imediat puși în fața șantajului energetic, iar cei care au făcut asta au sperat că noi vom ceda presiunilor. Miza inamicilor țării noastre a fost că vom proceda la fel ca guvernările precedente, care au cedat active strategice, care au trădat interesul național în schimbul unor beneficii de scurtă durată. Nimeni nu și-a imaginat în 2021 că guvernarea PAS va trebui să gestioneze atât de multe crize generate de războiul masiv al Rusiei împotriva Ucrainei. În paralel cu asta, am lucrat ca să îndeplinim cât mai rapid programul de guvernare, știind cât de înalte au fost așteptările dumneavoastră. Să contribuim la dezvoltarea țării, la integrarea europeană, la creșterea economică, la dezvoltarea infrastructurii, la reformarea educației, justiției și administrării bunului public. Echipa cu care am lucrat la guvern a fost o echipă de oameni constructivi, orientați pe dezvoltare, cu expertiză în domeniul economiei și a investițiilor. Dragi prieteni, Republica Moldova intră într-o fază nouă, în care prioritatea țării este securitatea. Securitatea energetică, cibernetică, economică și socială. În aceste 18 luni de mandat am guvernat în regim de criză continuă. Criza gazelor am depășit-o, asigurându-ne că fiecare familie are acces la compensații, la căldură și energie electrică. Am reușit și am accelerat darea în exploatare a gazoductului Iași-Chișinău, finalizarea căruia a fost întârziată intenționat de guvernul anterior. Am reușit să facem primele achiziții de gaze din surse alternative. Am gestionat criza de securitate provocată de atacul militar al Rusiei asupra Ucrainei. Am menținut stabilitatea, calmul și pacea în Republica Moldova. În pofida
agenților de stabilizare care s-au activizat în interiorul țării. Am știut să păstrăm calmul în regiunea transnistreană. Am reușit să fim în dialog constant și permanent cu partenerii strategici ai Moldovei, România, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Am gestionat criza refugiaților și am câștigat simpatia întregii lumi prin mobilizarea exemplară a societății noastre în fața tragediei poporului ucrainean. În pofida acestor provocări permanente, am reușit să implementăm planul de reforme pe care ni l-am asumat în perioada electorală. Sunt mândră că împreună cu colegii din guvern am accelerat proiectele de infrastructură care băteau pasul pe loc din cauza corupției și incompetenței. Drumuri, poduri și alte construcții care au stagnat ani la rândul au fost date în exploatare în acest an. Am făcut pași hotărâți pentru asigurarea independenței energetice a țării. Am lansat mai multe programe care facilitează producerea energiei din surse alternative. Am pornit construcția conexiunii electrice cu România prin liniile electrice Bălți-Suceava și Chișinău-Vulcănești. Am atras investiții majore în spitale, școli și grădinițe, în modernizarea economiei. Am fost alături de agricultori și am crescut semnificativ volumul fondurilor de subvenționare în acest domeniu. Am facilitat accesul producătorilor noștri la noi piețe de desfacere. Am ajutat pe toate căile întreprinderile mici și mijlocii. Am implementat măsuri concrete și eficiente pentru susținerea tinerilor și femeilor care se lansează în afaceri. Am reformat Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, am majorat de aproape 3 ori Fondul de Susținere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii și am alocat peste 1 miliard de lei pentru garantarea creditelor de care au beneficiat sute de companii. Am compensat parțial creșterea tarifului de gaze naturale pentru agenții economici, am redus cota TVA pentru sectorul Horeca pe timp de criză, am compensat agricultorilor acciza pentru motorină și am venit cu o politică fiscală pentru stimularea investițiilor și protejarea locurilor de muncă. Și cel mai important, am reușit să obținem statutul de țară candidat la aderarea în Uniunea Europeană. Efectele acestei realizări deja se fac simțite de economia națională. Am liberalizat transportul în Uniunea Europeană, am crescut cotele de export agricol și alimentar, am crescut enorm volumul de granturi și suport oferit de Uniunea Europeană Republicii Moldova. Toate aceste lucruri le-am obținut cu implicarea echipei de la guvern, împreună cu funcționarii din ministere și agenții, cu colegii din Parlament, cu aleșii locali. Le mulțumesc din suflet tuturor. Am văzut la toate aceste niveluri oameni recent întorși de peste hotare, oameni școliți sau care au lucrat la mai mulți ani în Europa, America și care au simțit chemarea, s-au întors acasă și contribuie cu toate forțele la dezvoltarea țării. Sper mult ca acest fenomen să continue. Stimați cetățeni, întreaga lume trece printr-o perioadă dificilă. Am avut onoarea să fiu prim-ministră a acestei țări și voi rămâne în slujba poporului meu alături de echipa de oameni care v-a câștigat încrederea. Eu cred în Moldova, cred în dumneavoastră, oamenii acestei țări. Cred că o să trecem cu bine peste încercările acestor vremuri și vom reuși tot ce ne propunem. Plec de la conducerea guvernului cu sentimentul datoriei împlinite și cu inima împăcată. M-am implicat plenar în această misiune deloc ușoară, care mi-a fost încredințată
de președinta Maia Sandu și de colegii de partid. Dragi cetățeni, vă îndemn să rămânem uniți și solidari și să transformăm Moldova într-o țară de care noi și copiii noștri să fim mândri. O țară europeană, cu o democrație și valori de neclintit, cu economie puternică, infrastructură dezvoltată. O țară în care drepturile și libertățile fiecărui cetățean să fie respectate. Vă mulțumesc foarte mult!